Reținutul Cosmin Cristea Rostogolea, care fusese acuzat de viol în 2015 de către Carmen Martiniș, femeia care și-a ucis concubinul și i-a dat foc apoi, s-a spânzurat în penitenciarul din Târgu Jiu. După ce și-a ispășit o parte din pedeapsă, el fiind condamnat cu o sentință de 5 ani de închisoare și și-a strigat nevinovăția în nenumărate rânduri, Rostogolea a decis ieri să-și pună capăt zilelor, imediat după ce s-a întors de la instanță și a aflat că nu i s-a aprobat cererea de eliberare condiționată. Avem o sesizare cu privire la faptul că la penitenciarul Târgu Jiu s-ar fi spânzurat o persoană care era încarcerată. Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu, au efectuat cercetarea la fața locului pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc fapta. A transmis IPJ Gorj. S-a deschis un dosar penal în acest caz, dar și o anchetă internă pentru a se stabili cu exactitate cum s-a întâmplat totul.